Am indicat aici mandibula, aici osul hioid, iar aici procesul stiloid. Vom discuta despre distribuția arterei linguale, dar înainte de aceasta va trebui să indicăm niște mușchi cu care aceasta se află în relație. Și anume, mai întâi vom indica mușchiul genioglos. Acesta așa are originea la nivelul spinei geniene superioare, de la nivelul mandibulei. Iar mai apoi fibrele se vor răsfira în evantai, inserându-se pe corpul limbii, dar și pe corpul osului hioid. Mușchiul genioglos este cel mai puternic mușchi al limbii și este unul dintre cei patru mușchi extrinseci ai acestea. Așadar, am indicat fibrele mușchiului genioglos. Putem indica de asemenea și limba, forma acestea. Un alt mușchi extrinsec al limbii este mușchiul stiloglos. După cum îi spune numele, își are originea pe procesul stiloid și inserția la nivelul rădăcinii limbii. Mușchiul stiloglos. Un alt mușchi extrinsec, mușchiul hioglos. Acesta își are originea pe cornul mare și pe cornul mic al osului hioid, iar fibrele sale se vor insera la nivelul corpului limbii, trecând superficial de fibrele mușchiului genioglos. Așadar, am indicat mușchiul hioglos. Vom mai indica de asemenea mușchiul constrictor mijlociu al faringelui, care și are inserția la nivelul osului hioid, atât pe cornul mare cât și pe cornul mic. Așadar, am indicat aici constrictorul inferior al faringelui. De asemenea, putem indica și mușchiul stilofaringian, care și are originea pe procesul stiloid, apoi va trece profund față de mușchiul constrictor mijlociu al faringelui și se va insera pe lama cartilajului tiroid. De asemenea, la baza limbii vom mai indica amigdala, sau mai bine zis tonsila palatină, care este cuprinsă între cei doi stâlpi a istmului faringian, și anume plica palatoglosă și plica palatofaringiană. Iar acum putem indica artera linguală. Artera linguală își are originea la nivelul arterei carotide externe, lateral de mușchiul constrictor mijlociu al faringelui. Vom indica o parte din artera carotidă externă. Așadar, aici avem artera carotidă externă, din care și are originea artera linguală. Aceasta va descrie o buclă către superior, deasupra cornului mare al osului hioid, după care se va îndrepta către anterior și se va angaja profund față de mușchiul hioglos, indicat aici. Fibrele acestea pe care le-am indicat anterior, cele ale mușchiului hioglos, artera linguală va trece profund față de mușchiul hioglos. De aceea o voi indica punctat.
profund față de mușchiul hioglos. Ea se va îndrepta către vârful limbii. Va ieși de sub mușchiul hioglos și se va îndrepta către vârful limbii. De asemenea, putem indica la acest nivel și glanda linguală. O vom indica cu verde. Glanda sublinguală, de fapt. Glanda salivară sublinguală. Așadar, aici avem artera linguală. Am menționat că ea se va angaja profund față de mușchiul hioglos. Înainte de a se angaja profund față de mușchiul hioglos, ea va da o arteră, denumită artera suprahioidiană, care va fi situată superficial față de mușchiul hioglos și superior față de cornul și corpul osului hioid, îndreptându-se către anterior, pentru a se anastomoza cu cea de partea opusă. Așadar, aici avem arteră suprahioidiană. Profund față de mușchiul hioglos, din artera linguală, iau naștere câteva ramuri denumite artere dorsale ale limbii. Ele fiind situate profund față de mușchiul hioglos, le voi desena de asemenea punctat. Acestea vor participa la vascularizația bazei limbii sau treimii dorsale a limbii, de asemenea vor participa și la vascularizația tonsilei palatine și a stâlpului anterior al istmului faringian, și anume stâlpul palatoglos. Așadar, aici am indicat arterele dorsale ale limbii. După ce iese de sub mușchiul hioglos, artera linguală va da naștere la artera sublinguală, care, după cum îi spune și numele, va vasculariza glanda salivară sublinguală, trecând medial față de glandă. Așadar, aici avem artera sublinguală. În continuare, artera linguală, după ce a dat artera sublinguală, capătă numele de arteră profundă a limbii, care se va îndrepta către vârful limbii pentru a se anastomoza cu cea de partea opusă. Artera profundă a limbii, care mai este cunoscută și clasic sub denumirea de arteră ranină. Așadar, artera ranină face referire la artera profundă a limbii. Între cele două artere linguale, anume cea stângă și cea dreaptă, nu există anastomoze decât la nivelul vârfului limbii. De aceea, o secțiune a limbii pe linia mediană se asociază cu pierderi nesemnificative de sânge. Putem menționa de asemenea, în legătură cu artera profundă a limbii, că aceasta are medial mușchiul geniohioidian, după cum se observă, iar lateral, față de artera profundă a limbii, se află unul din cei patru mușchi intrinseci ai limbii, și anume mușchiul longitudinal inferior. Am indicat aici fibrele mușchiului longitudinal inferior. Acesta este situat lateral față de artera profundă a limbii, pe când mușchiul genioglos este situat medial față de artera profundă a limbii.
De asemenea, inferior față de artera profundă a limbii, se află mucoasa sublinguală, iar superior se află marginea inferioară a limbii. Un alt lucru important de menționat cu privire la raporturi este modul în care trece nervul hipoclus în raport cu artera linguală. Am menționat despre artera linguală că ea trece profund față de mușchiul hipoglos. Ei bine, nervul hipoglos, el va trece mai întâi lateral de artera carotidă externă, apoi lateral și de artera linguală și se va așeza lateral de mușchiul hipoglos. Așadar, în raport cu mușchiul hipoglos, artera se află profund, pe când nervul se află lateral. De asemenea, tot lateral se află și vena linguală. Putem indica o parte din vena linguală cu albastru. Așadar, vena se află lateral de mușchiul hipoglos, pe când artera se află profund.